Salutare și bine v-am regăsit la o nouă poveste. Vi se întâmplă uneori să scape lucrurile de sub control, ca tot în jurul vostru să fie o harababură? Mie mi se întâmplă destul de des. În seara asta vreau să vă citesc o poveste care se numește chiar așa. Ce harababură! Sunteți pregătiți să o ascultați? Perfect! Ce harababură! Astăzi este ziua Lusiei. Bunicul și bunica i-au oferit în dar o carte de povești. Bucle Aurii și cei trei ursuleți, Albă ca zăpada și cei șapte pitici, Aladin și Lampa fermecată. E atât de minunat, exclamă încântată fetița. Ascuns în locul lui secret de sub canapea, Sfărăilă, cățelul fetiței, nu-i împărtășește deloc entuziasmul. Cățelului nu-i plac poveștile. Povești? Pfii! Prostii și aiureli, se gândește Sfărăilă, da? Care este cea sub canapea. După tăierea tortului, bunica se hotărăște să spună povestea lui Bucle Aurii și a celor trei ursuleți. Cum toate întâmplările se petrec de trei ori, lui Sfărăilă îi se pare că povestea nu se mai termină. Apoi bunicul începe să citească Albă ca zăpada și cei șapte pitici. În timp ce joacă rolul fiecărui pitic, Sfărăilă așteaptă răbdător. Șapte pitici, dacă povestim ce face fiecare, stăm aici până mâine dimineață, se gândește el, spumegând în colțul lui. În final, bunica spune povestea lui Aladin. Sfărăilă s-a săturat. Cartea asta e un coșmar. E de părere cățelul Lusiei, așa că decide să o facă să dispară. Da, Sfărăilă așteaptă ce așteaptă până la un moment dat când deja nu mai poate și se gândește să facă ca această carte să dispară. După ce bunica și bunicul pleacă, Sfărăilă trage cartea dintre cadouri și o apucă din partea stângă, cranț, și apoi din partea dreaptă, cranț, și iată ce a mai rămas din ea. Sfărăilă împinge cartea sub canapea. Ia uitați-vă ce face Sfărăilă cu cartea. Iar apoi împinge bucățile rămase sub canapea. Sub canapea e o adevărată harababură. Paginile s-au amestecat, literele la fel. Privind-i pe cei șapte pitici, Bucleaurii încearcă să înțeleagă. Ce căutați în povestea mea? Întreabă furioasă fetița. Minți, micuțo! Asta e povestea noastră, răspund piticii. Nu, nici vorbă, eu nu sunt o mincinoasă, se smiorcă ei Bucleaurii. Piticii își acoperă urechile. Le e dor să se întoarcă în mina lor. Da, toate poveștile s-au amestecat și Bucle Aurii îi întâlnește pe cei șapte pitici. Câteva pagini mai încolo, lucrurile nu stau cu mult mai bine. Unde e căsuța piticilor? Am făcut ordine azi dimineață, strigă indignat Albă ca zăpada în timp ce atinge cu degetul bufetul acoperit de praf. Cine ți-a permis să intri aici? Și dacă ne vei mai insulta căsuța, ei bine, ușa e acolo. Mormăie cei trei ursuleți, de la cel mai mare până la cel mai mic. Albă ca zăpada, ajunge în casa celor trei ursuleți. În casa ursuleților sunt fire de păr pretutindeni, lungi, medii, mici. Albă ca zăpada e pe cale să-i izbucnească de furie. Să fac curat în casă de două ori în aceeași zi, cine își închipuie ei că e ea? Vezi pe undeva pe aici scris cenușărea sa? Întreabă furioasă Albă ca zăpada, îndreptându-și degetul spre frunte. Dar nu se poate abține, ia un burete și o cârpă și se apucă să spele vasele. Va fi mai bine când totul va fi curat, mormăia, încercând să se liniștească. Da, deși e foarte supărată că trebuie să facă curat de două ori în aceea zi, totuși începe să spele vasele. După ce a spălat trei farfurii, trei cuțite și trei furculițe, Albă ca zăpada dă peste o lampă care seamănă foarte mult cu cea din povestea lui Aladin. Ea o șterge și o șterge și iar o șterge. Să vedem ce se întâmplă. Și dintr-o dată, din lampă iese un nor de fum, iar din el un personaj ciudat. Sunt Duhul Lămpii. M-ai chemat? Și-am venit. Vorbește și-ți voi îndeplini orice dorință. Ce noroc că lampa fermecată a ajuns aici, Albă ca zăpada profită de ocazie și spune. Ia să vedem ce dorință își pune Albă ca zăpada. Vreau cartea de povești așa cum era la început. Buf, buf, buf! Albă ca zăpada revine în casa piticilor.
Bucleaurii în cea a ursuleților, iar Duhul se reîntâlnește cu Aladin. Toate revin la normal în cele din urmă. Până a doua zi dimineață, când Sfurăilă intră în sufragerie, gata să se lăfăie în voie. Dar ce face Lucia? Ia uitați-l pe Sfurăilă cum apare în sufragerie. Le citește păpușilor ei. Ai venit la momentul potrivit, spuse fetița. Tocmai mă pregăteam să citesc bucle aurii. Îi spune ea lui Sfurăilă. Hei, Sfurăilă, încotro ai șters-o? A fost odată ca niciodată un cățel care se săturase de povești. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea mea din seara asta, iar eu vă aștept curând la o nouă poveste. Să aveți o seară minunată! Vă pup!